Salutare și bine v-am găsit la primul episod de New World. Numele meu este Alex. N-am mai postat de foarte, foarte mult timp pe gaming, deși eu nu m-am lăsat de jocuri în tot acest timp. M-am jucat multe jocuri, dar o să vreau să vorbesc un pic de tot despre ce o să fac pe acest canal, ce o să fac în continuare cu canalele mele de YouTube. Cu toții care mă urmăriți, cred că știți că am mai multe canale de YouTube. Nu plănuiesc să postez pe toate, asta este șmecheria. Aș dori să mă apuc de YouTube pe canalul ăsta, să fiu constant, să postez des pe canalul acesta de YouTube de gaming, să fac gaming în principiu, pentru că îmi plac jocurile, mi se par o recreație super mișto. Întâlnești oameni, te joci alături de oameni, ai atâtea beneficii atunci când ești gamer, din punctul meu de vedere, ai viață liniștită, relaxată, exact cum îmi place mie și aș vrea să fac stream-uri, aș vrea să fac videoclipuri ca să vă ajut să vă jucați și voi New World, pentru cei care desigur vă permiteți să vă luați jocul. O să fac și niște giveaway-uri cu jocul, pentru că costă bani în momentul de față. Nu știu exact cât costă, puteți să verificați și voi, puteți să-l cumpărați de pe Steam. Și ne putem juca împreună. Dacă jucați deja, ne putem juca deja împreună. Dacă urmează să vă cumpărați jocul, vă aștept pe serverul pe care mă aflu eu și ne putem juca împreună. Cu siguranță o să ne distrăm. Și acum hai să vorbim un pic despre ce jocuri o să jucăm. Pentru că nu vreau sugestii de jocuri în comentarii, gen să-mi spuneți voi să mă joc Fortnite sau eu mai știu ce. Eu o să mă joc ce îmi place. O să caut audiența respectivă pentru jocul care îmi place, adică New World în momentul de față. O să aștept să vină oameni care se uită și cărora le place New World, sau dacă nu te-ai jucat vreodată și nu știi jocul, nu este nicio problemă. O să fac pe acest canal tutoriale care să te ajute să joci acest joc minunat. Și o să fac streamuri în care o să ne jucăm împreună. Pentru că jocul este masiv, este absolut superb și este un MMO, ceea ce înseamnă Massive Multiplayer, deci este alături de mulți alți oameni, vedeți aici sunt mulți alți oameni. Îți creezi un caracter în principiu și trebuie să-l crești în nivel, pentru cei dintre voi care știți ce înseamnă sau care ați mai jucat un MMO, cu siguranță știți că trebuie să vă creșteți caracterul, știți că trebuie să faceți multe chestii și o să fac tutoriale pentru a vă explica toate lucrurile astea în detaliu. O să fac niște videoclipuri speciale în care o să vă explic toate treburile astea. Totodată o să încep și streamurile, pentru că în momentul de față caracterul meu... da, voiam să dau un wave, vă pup. În momentul de față caracterul meu este la nivelul 30 și... Nu scrie aici la atribute. Scrie aici nivelul 34, nivelul 60 este maxim și îmi doresc să fac nivelul 60. Este genul de MMO asemănător, e aproape clasic, doar că e asemănător cu, să spunem, are niște elemente de sandbox, asemănător cu Minecraft, în ideea în care trebuie să minezi, trebuie să tai copaci, trebuie să aduni tot felul de materiale pentru a crafta, exact ca în Minecraft. Deci este un MMO un pic special, să spunem așa. Nu o să fac acum introducerea jocului, acum pur și simplu am vrut să vorbesc cu voi în videoclipul acesta, să vă explic ce o să se întâmple, să știți că o să mă găsiți pe acest canal, deci dacă doriți să ne jucăm și să mă urmăriți în continuare, vă încurajez să dați subscribe, dați un like clipului dacă vreți să, nu știu, dați un like dacă vă place, nu știu ce să zic. N-am mai făcut videoclipuri de gaming de foarte mult timp, dar v-am spus, eu în continuare m-am jucat. Din punctul meu de vedere, chiar am devenit mai bun la jocuri decât eram înainte. Joc mult mai bine, aproape toate jocurile. Desigur, mă joc și jocuri FPS și alte jocuri din când în când, dar în principiu canalul vreau să fie bazat pe MMO, pentru că, v-am zis, e tipul meu de joc preferat. E stilul meu de joc preferat. E foarte calm, foarte relaxat, putem să facem foarte multe chestii, pot să mă joc pe stream destul de mult timp, fără să am, nu știu, burnout, fără să simt că mă plictisesc sau chestii de genul. Nu sunt idioți care să te enerveze ca în alte jocuri. Știm cu toții despre ce alte jocuri vorbesc când spun chestia asta. Și e un joc care vă oferă foarte, foarte multe posibilități, pentru că sunt atât de multe arme în jocul ăsta, toate armele astea. Și tu poți să-ți crești orice armă îți dorești tu de aici.
jucându-te cu ea, practic. De exemplu, eu am Great Axe. Am și un ciocan mare. Și fiecare are abilitățile ei speciale. Cum ar fi asta? Cum ar fi asta? Cum ar fi asta? Cum ar fi asta? Și este absolut superb jocul. Chiar și un execute ca Darius din League of Legends. Bam. E absolut superb jocul și sunt convins că o să vă placă. Deci dacă nu vi l-ați cumpărat încă, e o achiziție bună din punctul meu de vedere. Mai ales că am înțeles că majoritatea studenților și copiilor deja stau acasă. Deci nu mai are lumea școală. Timpul liber e nelimitat. Deci un joc de tipul ăsta care durează și s-ar putea să dureze chiar o lună până să ajungi la final, dacă te joci destul de intensiv totuși, îți ocupă timpul destul de bine. Plus streamurile mele și videoclipurile mele, sunt convins că o să vă ocupe timpul destul de bine. De aceea, cum am zis, apreciez un like la clip, apreciez un subscribe, în caz că n-ai făcut-o încă, la acest canal, deși mă îndoiesc că vreun om nou se uită la videoclipul ăsta. Nu știu care e comunitatea de New World din România, pentru că n-am văzut pe nimeni să se joace. Dar nu e nicio problemă, putem să începem acum și putem să ne distrăm pe MMO New World shit. Hai să vă arăt care este lumea mea. E scrie și aici, Menkar, da? Nu știu dacă se vede de fața mea, ar trebui să, da, se vede. Deci lumea se numește Menkar. Dacă vreți să vă, dacă vă jucați deja și vreți să vă creați un caracter sau să vă transferați caracterul pe lumea aceasta ca să ne jucăm împreună, Menkar, facțiunea în care mă aflu sunt, e facțiunea verde. Vedeți, harta e dominată de verzi cât de cât. E egalitate între verzi și ăștia MOV, Syndicat și Marauders. E egalitate între noi. Vreau să vă explic mai multe despre joc, pentru că vedeți, harta asta, sunt facțiunile astea care controlează harta. În facțiune sunt doar jucători reali care controlează aceste hărți. Adică care facțiune are jucători mai buni, practic o să domine mai mult din hartă și cu cât domini mai mult din hartă, cu atât ai mai multe beneficii. Deci e destul de bine la noi, la noi la verzi aici. Ce aș putea să vă mai zic despre joc? Aici sunt trade skill-urile. Cum v-am zis, poți să faci logging, adică să tai copaci, să minezi, să pescuiești, să faci harvesting, să culegi diferite materiale din pământ, să faci skinning, omori animale și după aia le iei gen pielea, cum ar veni, lana, whatever, ca să craftezi tu anumite chestii. Și cu toate chestiile astea poți să faci tot felul de armuri, poți să faci tot felul de arme. Și în același timp, ceva foarte, foarte interesant ce vreau să vă arăt, dar vă voi arăta în videoclipul următor, poți să ai player housing, adică poți să ai casă. Și nu doar una, poți să ai trei case. Odată ce îți crești caracterul, să-ți scrie aici, dacă te uiți la reward-uri, la level 35, adică destul de aproape, o să primesc abilitatea de a-mi cumpăra a doua casă. Sunt destul de scumpe unele case, nu toate, unele sunt ieftine și banii se fac destul de ușor în joc. Dar în principiu e ca o lume reală. Exact ca o lume reală jocul ăsta. Trebuie să faci bani. Exact ca în lumea reală. Faci bani în principiu vânzând chestii, pentru că există aceste trading posturi unde tu poți să vinzi tot felul de lucruri pentru bani, pe un anumit preț. Alți oameni cumpără, există o economie. Cum am zis, există aceste țări, să zicem, ca să fie mai simplu pentru toată lumea, aceste facțiuni care controlează harta. Dacă vrei să controlezi o nouă bucată de hartă care e deținută de altă facțiune, desigur, trebuie să mergem cu toții la război, cu toții din facțiunea respectivă. Ai aici chat-ul facțiunii, ai aici chat-ul companiei, pentru că există companii. Să vă și arăt compania. Vedeți, asta e, de exemplu, compania în care mă aflu în momentul de față, deși mi-aș dori să fac o companie alături de voi, de-aia sper să găsim suficienți jucători să facem o companie împreună și să luăm și noi o bucată de hartă, poate, pentru că doar cu compania ta poți să iei din hartă. Dar v-am zis, o să vă fac tutoriale, mai ales pentru cei care sunteți începători, care nu știți cum se joacă, o să vă explic cum să faceți level destul de repede, o să vă explic cum să vă creșteți toate skill-urile astea de logging, de mining, cum să le faceți destul de repede, cum să vă faceți crafting-ul,
Și da, o să fac multe tutoriale, pentru că jocul e foarte mare. Și v-am zis, momentan eu sunt de-abia la jumate, am level 35, level 60 maxim în momentul de față. O să urmeze un update în câteva luni în care o să mai bage hartă. Adică asta nu e harta gata. O să mai bage hartă și locații noi, monștri noi, îți dungeon-uri pe care poți să le faci împreună cu echipierii. Trebuie să facem echipă de 5, mergem împreună, ne batem în dungeon, primim armuri, arme, ne pică de acolo, tot felul de chestii. Adică e foarte, foarte interesant și sunt convins că o să vă placă. Deci, cam atât cu videoclipul acesta. Sper din tot sufletul că mă veți însoți pe acest drum numit New World și că o să intrați pe lumea mea, Menkar, m-am arătat, în caz că o să vă jucați sau nu. V-am zis că oricum o să ofer niște, la un moment dat, poate pe stream, pe chestii de-astea. Nu știu, când atingem niște milestone, văd că e activitate și așa mai departe. Sunt oameni care vor să joace și să spunem că n-au posibilitatea de așa. O să fac un giveaway, mai multe giveaway-uri poate, în care o să vă ofer jocul să îl puteți juca. Dar cam atâta cu videoclipul acesta. Numele meu este Alex, iar noi ne revedem în băgamea și picioarele. Ne revedem în videoclipul următor. Sau pe stream, vedem.